Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Ierarh Grigorie Palama din municipiul Bârlad, singurul lăcaș de cult din Episcopia Hușilor ce îl are ocrotitor pe Arhiepiscopul Tesalonicului, a fost sfințită astăzi de trei ierarhii bisericii noastre. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor și cu preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. Se sfințește biserica aceasta cu traumile Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Grigorie Palama. După slujba de sfințire, cei trei ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Teofan, făcând referire la Samarinanul Milostiv, a arătat de ce este necesară dragostea. Pentru a primi tămăduire în Biserica lui Hristos, avem nevoie să fie prezentă în adâncimea ființei noastre dragostea de Dumnezeu și dragostea de aproapele. De ce este necesară această atitudine de dragoste? Pentru că ea ne aduce câteva lucruri, multe de fapt. Amintim câteva dintre ele. În primul rând, pune același dumnezeiesc apostol Pavel, fără de dragoste suntem nimic și nimica. De a-mi cunoaște toate limbile pământului și a merge să propovăduim pe Hristos la toate neamurile, dar dragoste nu avem, nimic nu suntem. Dacă împărțim toată averea noastră săracilor, dar nu o facem cu dragoste, pune Sfântul Pavel, nimic nu suntem. Chiar dacă ne dăm trupul nostru să fie ars pentru apărarea credinței, dar dragoste nu avem, pune Sfântul Pavel, că nimic nu suntem. În al doilea rând, dragostea ne aduce adevărata cunoaștere. De multe ori ne întrebăm care este semnificația lucrurilor, evenimentelor care se petrec în viața noastră și în viața lumii. De ce suntem atât de mult în derută și nu cunoaștem răspunsul? Experiența bisericii ne arată că nu cunoaștem răspunsul. Nu aflăm calea cea dreaptă pe care să mergem, pentru că este prea puțină dragoste întru noi, dacă este cumva ceva dragoste întru noi. Căci spune Sfântul Evanghelist Ioan, doar cel care iubește cunoaște pe Dumnezeu. Cel care nu iubește, nu cunoaște. Iar Sfântul Grigorie Palama, ocrotitorul acestei sfinte biserici pe care îl sărbătorim mâine, spune că doar cel care ajunge să dobândească dragostea cea dumnezeiască, acela îl cunoaște pe Dumnezeu pentru că se îmbracă în lumina cea dumnezeiască. Adică omul acesta este acoperit de slava cea mai presus de ceruri a lui Dumnezeu și omul acesta ajunge la cunoaștere. Piatra de temelie a bisericii a fost sfințită în data de 14 mai 2000 de episcopul Ioachim Mareș. Am trăit astăzi emoții profunde alături de credincioșii noștri, odată cu sfințirea bisericii Sfinților Apostol Petru și Pavel și Sfântul Ierarh Grigorie Palama. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să ducem la îndeplinire toate acestea și îl rugăm în continuare să ne dea acea râvnă de care avem toți nevoie și să-i conduce pe credincioși pe calea mântuirii. Pentru lucrarea misionar-pastorală desfășurată, Părintele Paroh a primit din partea înalt preasfințitului Părinte Teofan Crucea Moldavă. De asemenea, Părintele Iustin Marin, fostul paroh, a fost hirotesit iconom stavrofor.